Am început seria pelerinajelor noastre la Ierusalim, pe Via Crucii, pe urmele Mântuitorului. Am continuat apoi cu Areopagul, cu Grecia, locul în care Sfântul Apostol Pavel a vorbit atenienilor. Am ajuns pe urmele Sfinților, la Sfântul Nectarie, Sfântul Ioan Rusu, Sfântul Efrem cel Nou. Apoi ne-am dus la Muntele Athos, pe urmele monahilor noștri, a domnitorilor români, a danilor făcute pentru acest munte. O istorie aproape neștiută. De acolo am traversat Marea și ne-am dus în vechiul Bizanț, la Istanbul sau fostul Constantinopol. Astăzi ne aflăm la Roma. Toate drumurile duc la Roma. Sunt George Grigoriu și vă spun bun găsit la o nouă ediție de suflet a emisiunii Realitatea Spirituală. O emisiune de suflet într-o lume materială. Capitala lumii, orașul etern, pragul apostolilor, orașul celor șapte coline sau, pur și simplu, orașul, sunt doar câteva dintre denumirile atribuite de-a lungul timpului Romei, capitala Italiei. Situat pe malul fluviului Tibru, orașul are o istorie bogată și îndelungată. Conform legendei, Roma a fost întemeiată de către gemenii Romulus și Remus pe data de 21 aprilie 753 înainte de Hristos, în locul unde fusese alăptați de o lupoaică atunci când erau sugari. Cei doi erau fiii lui Rea Silvia, fiica regelui numitor din Alba Longa. Înainte de nașterea gemenilor, regele a fost detronat de către fratele său mai mic, Amulius, care a obligat-o pe Rea să devină vestală, adică preoteasă a zeiței Vesta, pentru a nu mai putea da naștere unor posibili rivali la titlul său. Cu toate acestea, Rea a rămas însărcinată cu zeul războiului Marte și le-a dat naștere lui Romulus și Remus. Amulius a cerut ca sugarii să fie necați în Tibru, însă aceștia au fost salvați de către Marte și aduși la poalele muntelui Palatin, unde au fost alăptați de o lupoaică trimisă de zeul războiului. Ulterior, cei doi au fost găsiți de niște ciobani care, aflându-le originea, au atacat orașul Alba Longa și l-au ucis pe Amulius. După aceea, gemenii au decis să întemeieze un oraș pe locul în care fuseseră salvați când erau copii. Tot legenda spune că, ajunși la maturitate, cei doi se ceartă privind construirea orașului, iar Remus este omorât de către fratele său. Romulus a devenit astfel conducătorul noii așezări pe care a numit-o Roma după numele său. Pentru a popula orașul, Romulus a oferit azil fugarilor și exilaților. Cu timpul, populația Romei a crescut atât de tare încât orașul ocupa 5 dintre cele 7 coline ale Romei. Însă s-a ivit o problemă. Populația era majoritar masculină, motiv pentru care Romulus decide răpirea femeilor din tribul vecin, episod cunoscut sub numele de răpirea Sabinelor. În total, în jur de 700 de femei sabine au fost capturate și duse la Roma. Din această simbioză avea să se nască poporul roman. După o domnie lungă și plină de succese, Romulus moare în condiții misterioase. Mulți romani au crezut că el a fost transformat în zeu, ajungând să-l divinizeze. Orașul avea să devină capitala regatului roman, condus conform tradiției de o succesiune de 7 regi. Apoi, se păstrează drept capitală a Republicii Romane, fiind guvernată de Senat, iar în final, a Imperiului Roman din 27 înainte de Hristos. Toate aceste succese au depins de cuceririle militare, de evoluție economică, precum și de asimilarea popoarelor învecinate. În anul 64, în timpul domniei lui Nero, o mare parte a orașului a fost mistuită de un incendiu. La acea dată, Nero a dat vina pe creștini. În realitate, piromanul era el însuși. Orașul a fost reconstruit în timpul Flaviilor, dar mai ales în timpul împăraților Traian, Adrian și Caracalla. Astăzi, Roma reprezintă un important centru turistic și cultural, un adevărat muzeu în aer liber. Printre monumentele cele mai faimoase se numără Coloseum, cel mai mare anfiteatru construit vreodată în Imperiul Roman, Columna lui Traian, Forumul Roman,
zonele catacombelor, Circus Maximus, Castelul Sant'Angelo, Arcul lui Constantin, Mausoleul lui Augustus sau Boca de la Verita. Unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale neoclasicismului în Roma este monumentul lui Victor Emanuel al II-lea sau Altarul Patriei, unde este situat mormântul soldatului necunoscut care îi reprezintă pe cei 650.000 de italieni care au murit în timpul Primului Război Mondial. De asemenea, extrem de importante sunt basilicile creștine. De altfel, Roma reprezintă un important centru al creștinătății, aici ajungând Sfinții Apostoli Petru și Pavel, locul în care aceștia aveau să devină martiri pentru Hristos. Pentru acest nou pelerinaj, îl avem alături de noi pe unul dintre cei mai îndrăgiți preoți din România, părintele profesor Necula, Constantin. Părinte... În fața unei bazilici constantinopolitane la bază. Suntem... Nu, dar știți, înainte de asta vreau să vă spun ceva. Când am plecat, colegii mi-au spus foarte clar că pentru călătoria la Roma îl vor pe părintele Necula. Nu este o exagerare, pur și simplu eu transmit un mesaj. Problema e că n-aș mai pleca câteodată de la Roma. Să le spunem telespectatorilor noștri că vom încerca într-un periplu ceva mai amplu să le prezentăm câteva puncte de referință ale Romei. Vor fi filmări de zi și de noapte pentru că sigur nu ne vor ajunge zilele și programul este foarte încălcat și că ne aflăm deja în punctul zero al oricărui pelerin la Roma, deși personal cred că punctul zero pentru români ar trebui să fie columna lui Traian. Când vom ajunge acolo, vom zice în mod direct. Suntem în fața Bazilicii San Pietro sau, dacă vreți, a Bazilicii Sfântul Petru, în piața Sfântul Petru, pe un vechi hipodrom roman, acolo unde a fost ucis Sfântul Apostol Petru și vrea să fie mormântat foarte aproape la marginea lui. Ce e important pentru noi este să subliniem, pentru că pentru orice pelerin de aici lucrurile devin importante doar în momentul când au conținut și că venirea aici la Sfântul Petru înseamnă de fapt să pui mâna, să citești epistolele Sfântului Petru, să revezi un pic Evangheliile. Așa mai cu seamă, pe urmele Sfinților. Da, este important să înțelegi de ce mergi, cum mergi și înspre cine mergi. Asta e lucrul și mesajul cel mai important. O călătorie pe urmele Sfinților către Hristos. Către Hristos și cu Hristos. Asta este formula completă, exact. De la bun început, trebuie să spunem că, practic, acest loc are o încărcătură spirituală, turistică, istorică, aparte. Eu aș merge pe cea istorică, în primul rând, pentru că suntem pe locul în care s-a fondat, într-un fel sau altul, creștinismul apusean, la modul său instituțional. Este totul spațiul la sute de papi. Sigur, ca ortodox, nu-mi convine neapărat tot ceea ce s-a emis de la Roma și nu sunt neapărat, nu îndrăgesc chiar toate lucrurile întâmplate aici și ce s-a transmis către România. Cred că nici ei întotdeauna. Da, nici ei n-au primit foarte bucuroși ceea ce am zis noi. Dar e important să spunem că acum, în momentul de față, în fața unui val de islamizare fără precedent în Europa, cred că asta spate în spate cu ceilalți frații noștri înseamnă foarte mult. Iar unul dintre bastioanele care încă emite elemente de creștinism în cultura politică mondială rămâne Vaticanul. Cazul să lăsăm acele diferenduri... Nu e cazul să le lăsăm, e cazul să le asumăm corect, le asumăm, exact. Să știm despre ce este vorba și mai cu seamă să nu exagerăm. Pe drumul spre piață vorbeam de acel moment, 1054, când are loc schisma și spuneam că de fapt nu a fost o schismă în sensul legal până la urmă. Până la urmă avem de a face cu un gest care a marcat istoria. Orică e legal, orică e ilegal, e clar că multe lucruri ilegale au marcat istoria. Hai, pactul Ribbentrop-Molotov n-a fost tocmai legal, dar e limpede că s-a rupt ceva, s-a împărțit o lume. Lumea aceasta s-a mai împărțit odată. Până la urmă pretextele au fost întotdeauna politice. Și întotdeauna umane. Eu cred că în întruparea Mântuitorului Hristos ar fi trebuit să vindece tocmai pretextul uman al ruperilor. E păcat că un Dumnezeu vine în mijlocul nostru și noi îl tratăm în continuare ca pe un coleg de bancă pe care îl dăm afară din când în când. Suntem într-o piață care, repet, consemnează punctul zero a foarte multe istorii umane. Zilele acestea vom marca într-un fel sau altul, inclusiv o întâlnire mai așa, de departe cu Papa. Vom încerca să vedem cum se comportă oamenii în astfel de situații și trebuie să spun că am făcut o baie strașnică de cărți în apropiere, în cele multele librării de jur împrejur. Trebuie spus aici că pe părintele Necula e bine să-l închizi într-o bibliotecă și să arunci cheia.
sau, n-o sau în afara ei și să nu, să nu mai... Nu, 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 că în afară e un chin. Înăuntru e un rai pentru părintele. Da, e important să spunem că se muncește foarte mult. Am găsit sute de volume pe teme pe care noi acum încercăm să le discutăm cu oamenii la modul unei cateheze televizate, să spunem. Dar există tone de carte și unele dintre ele foarte bine scrise pe temele pe care le vom aborda pe parcurs. Sper să facem față inclusiv din punctul acesta de vedere. Vaticanul și tot ce se află aici este de fapt o bibliotecă uriașă, o bibliotecă spirituală. Există un termen care mie îmi place foarte mult. A început la Sibiu povestea lui, Tezaure Umane se cheamă. Există un astfel de proiect al UNESCO, dar pornind de la Muzeul Țăranului Român, de la Astra, de la Sibiu, domnul Bucur a fost cel care a pus bazele unei astfel de gândiri, domnul Corneliu Bucur, și el vorbește foarte mult de tezaure umane. Aici, în spatele nostru, nu sunt numai pietre, sunt mâini de oameni care au atins pietrele acestea. În spate sunt grădinile Vaticanului, ceva mai încolo, Capela Sixtină. Sunt toate culoarele Gregorianumului, într-un fel sau altul, cu sute de expoziții, cu mii de colecții de artă, pornind de la artă de factură, știu eu, sculpturală, până la monede, filatelie, lucruri care, la un moment dat, te fac să te gândești ce mare poate să fie aria culturii în ceea ce privește dezvoltarea umană. Cred că Vaticanul, din acest punct de vedere, reprezintă un tezaur, dar e bine pentru ai noștri, când vor veni ei, să vină să le vadă, să nu stea deoparte și să nu creadă că este mai bine să mănânci 5 pizza și o bere în locul unui bilet de intrare în astfel de muzee, care, până la urmă, nu doar că au marcat omenirea, continuă să o marcheze. Cum ar fi să dăm timpul cu 2000 de ani în urmă? Pentru că... Aici trebuie să te ferești de calul din spatele tău care vine și ar fi foarte bine ca vadriga ta să reziste la toate hopurile din zonă, pentru că acum 2000 de ani nu era foarte plăcut să stai aici, nu era foarte plăcut să stai lângă Colosem, unde era apă mare. Ei, în ciuda faptului că astăzi este o clădire atât de mare, pe vremea aceea era un lac care se asana. Cred că mirosea un pic ciudat, pentru că abia se dăduse drumul la Cloaca Maxima și abia se restructurau apele, iar Tibru, care nu-i foarte departe, nu arunca cele mai bune miresme. Și mai e ceva, treceai foarte greu din partea aceasta în partea cealaltă. Pe partea unde este Vaticanul, undeva în dreapta, este cartierul evreiesc, care n-avea dreptul să aibă pod în Roma. Cu foarte multă greutate s-a construit unul și cu mai multă greutate s-a construit o sinagogă măreață într-o zonă în care nimeni n-ar fi sperat și n-ar fi crezut că vor putea să facă. În această atmosferă mai mult sau mai puțin primitoare, Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Pavel... Nu, asta e partea spirituală, gândește-te bine, în apropiere, nu foarte departe era zona de lupanare, de bordeluri militare. Mai în spate, de exemplu, noi astăzi suntem foarte încântați de forul lui Traian și de piața lui Traian, dar în spatele pieței lui Traian era așa numită, până astăzi se cheamă Strada de Lebibite, adică locul unde se bea foarte mult. Erau cele mai mari hanuri de vin din Europa. Era o lume extrem de ascunsă în întuneric și nu întotdeauna foarte bucuroasă de ceea ce se întâmpla. Era clar că aici se strângeau toți hoții lumii și magnații în aceeași vreme. Sunt zone unde sunt marcate deja vechi bănci. E o legătură între cele două categorii. Sunt o grămadă de lucruri de aflat și sigur că astea nu le poți face decât parcurgând drumurile și încercând să înțelegi lucrurile așa cum sunt ele. Revin la Sfinții Petru și Pavel. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu i-am fi avut? Am putea face acest exercițiu de imaginație, cum ar fi arătat creștinismul? Eu cred că un creștinism fără Petru și Pavel, fără Sfinții Apostoli Petru și Pavel, ca și fără ceilalți sfinți, nu este un creștinism apostolic. Dar ei au fost și ei mai bătăioși. Ei, da, dar pentru zona aceasta. Gândește-te la Sfântul Andrei pentru Bizantion, pentru vechea cetatea Bizantionului, pentru tot ceea ce înseamnă zona noastră. Gândește-te la Toma, care merge până departe. Gândește-te la Marcu și la toți ceilalți care au avut fiecare misiune. Ca să nu mai spun de Sfântul Ioan Evanghelistul, bătrânul mângâietor cu apocalipsa întregii populației a zonei ecumenice dinspre mare, cum i-ar zice istoricii, în perioada aceea, zona aceea cu Smirna, cu Efesul, cu Laodicea, toate care, pe care noi acum o percepem ca un bau-bau și în vremea aceea era o epistolă apostolică trimisă unor oameni care știau despre ce vorbește apostolul. E fascinantă istoria din punctul acesta de vedere și trebuie să recunoști că așa văzută între colonade de piatră, între morminte de sfinți, la întâlnirea cu catacomba sau la întâlnirea cu sfinții care sunt păstrați ca morminte în amintirea oamenilor, lucrurile se schimbă. Această catedrală care astăzi o vedem așa și care pe la 1506 începe să-și desăvârșească, să prindă forma aceasta, gândește-te bine, se construiește încă la ea. Ea continuă să fie în construcție. Să nu uităm că ea are patru stâlpi fundamentali, dintre care două sunt femei, Sfânta Elena și Sfânta Veronica. În spate fiind Sfântul Andrei și Matei, mi se pare, dintre apostoli. E foarte important să înțelegem mesajul acesta, adică e o biserică vie, ea continuă să emită.
Pe mine m-a impresionat foarte mult că am descoperit pe Sfânta Elena și pe Sfântă Veronica aici, pentru că este o veche poveste evreiască, de fapt, în care se spunea femeilor că n-au voie să vorbească deloc în adunările sinagogale, nu că la noi ar avea voie în biserică foarte mult, dar la un moment dat, femeile replică unui astfel de rabin și cred că aveți dreptate, într-adevăr, zice, dar gândiți-vă că iezuitul care o luase peste picior pe tânără. Dar ce, gândiți-vă bine că primele care vestesc învierea sunt femeile, oare nu sunt credibile în momentul respectiv? Ele nu erau credibile pentru gândirea masculinizantă a vremii, dar pentru gândirea în Hristos, a întregii vestirea Evangheliei, lucrurile erau ok. Lucrurile s-au schimbat de atunci, dar nu foarte mult, pentru că aceeași atitudine misogină pe undeva o întâlnim și astăzi. Și cu toate astea, vorbeam de Sfânta Elena. E o statuie impresionantă. Mai cu seamă că ea marchează cele patru statuile, marchează într-un fel sau altul vechea bazilică constantinopolitană pe care Constantin cel Mare o construiește deasupra mormântului Sfântului Petru, care astăzi este transformată în catacombă. Pentru cei care coboară în catacombele Vaticanului, nu cele din povești și dintre scoarțele cărților ultra secrete tot timpul și cu tot felul de stafiuțe, nu cu codul Da Vinci și alte prostii, ci adevăratele catacombe în care într-o vreme au fost mutate o parte din osemintele de la San Sebastiano, din catacombele de acolo au fost aduse aici, transformate în mici răclițe de piatră în care au fost puși papii. Până târziu, până eu am prins în urmă cu ceva ani, am mers pe când Papa Giovanni Paolo II era la în becii becilor acolo în catacombă, înainte de a fi sanctificat și adus într-unul dintre pronaosele din ale bisericii. Ei bine, acolo se vădește vechea bazilică. Se va vădi și la catedrala Sfântului Pavel în afara bazilica Sfântului Pavel din afara zidurilor, care are în aceeași vreme se vede construcția de bazilică constantinopolitană sau constantiniană, ca să spunem așa. Lucrurile acestea marchează odată în plus prezența Sfântului Constantin în Roma, era să zic la Ierusalim, dar nu era rău, în Roma, prezența mamei sale în Roma și faptul că într-un fel sau altul cu el încep să se schimbe lucrurile. Nu uităm că în Roma se speculează de către unii că ar fi fost botezat, ceea ce eu nu cred, dar în Roma, sigur, edictele lui au dus în primul rând la încetarea uciderii gladiatorilor. Măcar gladiatorii îi datorează viața Sfântului Constantin cel Mare. Cu toate astea, deși tot timpul ne dăm cocoș, tot o femeie este cea care preia frâiele istoriei, pentru că fără Sfânta Elena, care probabil că a jucat un rol fabulos. Eu sunt convins că așa, dar vezi că toată copilăria mea, când mă uitam la icoanele Sfântului Constantin și a Sfântei Elena, vedeam crucea și se vede crucea între ei. Ceea ce îi face valoroși ca mamă și ca fiu este crucea aceasta care îi leagă. Multă vreme am crezut că sunt soț și soție, pentru că ei sunt surprinși în iconologie, sunt surprinși în momentul transfigurărilor umane, în momentul când deja sunt sfinți. Ei nu sunt priviți ca oameni în icoană. Aici am putea vorbi de ora de religie, pentru că iată ce înseamnă educația. Educația pe care o mamă o dă copilului. Eu aici aș vorbi despre ora de religie. De ce mi-aș dori ca băieții ăștia care cheltuie bani să ne înjure pe la televiziuni, prin presă, prin comisii de parlament, să cheltuie banii să-i aducă pe copii aici? Atunci voi crede că vor binele poporului, când îi vor purta pe copii să vadă astfel de lucruri și vor oferi burse copiilor. Să zică bursa Cutărescu pentru a trimite 100 de copii la Roma, pentru a trimite 100 de copii la Constantinopol, pentru a trimite copii la Ierusalim, la Atena, pentru că aici e istoria lumii și istoria Europei. În rest sunt povești, restul sunt resturi. Ideea în sine că suntem într-un moment foarte greu pentru Europa la ora actuală și e clar că numai apelul la Evanghelia din sufletul poporului european a făcut să nu fie riposta mai mare și alonja să fie mai deranjantă. Inclusiv în fracțiunea creștină au apărut fundamentaliști de un fel sau de altul, unii în extrema dreaptă spunând, mă rog, extrema care o fie ea, că vor neapărat să-i scoată cu totul pe oamenii ăștia, că sunt ucigași, că altă extremă, doamna, nu îi primim pe toți. Echilibrul pe care îl dă Dumnezeu numai să nu se poate naște decât în biserică. Să fie decuplarea istorică una din cele mai mari provocări? Fără îndoială, dar și cuplarea prost istorică poate să fie, pentru că de ani de zile mie mi se vinde ca o ciorbă reîncălzită. În fiecare septembrie, în fiecare octombrie mi se atrage atenția că ora de religie e o problemă. Dar nu înțeleg oamenii aceștia niciodată și nicio situație că ora de religie nu înseamnă ce știu ei despre religie, ci ceea ce a spus Hristos despre el că este și el a zis că este Dumnezeu. E o mare diferență între punctele în care privim religia. Dacă vrem să privim ora de religie comparat, cum ne place să credem, uite, e un prilej să le oferim astfel de cateheze videotelevizate sau televizate pentru copii, pentru profesori, pentru cei care construiesc mentalitatea oamenilor de mâine. Eu cred că este sufocant să trăiești într-o lume în care fiecare se hârâie pe fiecare. Sunetul de fond al lumii de astăzi sunt războaie, jigniri, violuri, ucideri în masă,
adevărul mascat, adevărul cosmetizat. Infractori de tot felul, inclusiv politici sau financiari. Ei, în astfel de momente, în astfel de locuri, e momentul să se reorganizeze inclusiv auzul istoric al unui om. Cred că e destul de greu de făcut lucrul ăsta, dar nu e imposibil. Vorbeam de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vorbeam de rețelele de socializare, vorbeam de, iată, cum a plecat creștinismul de la un cuvânt, de la iubire, perpetuat... De la întruparea unui cuvânt, exact. Sau cuvântul. Și dăm iarăși timp înapoi, condițiile de atunci, vorbeam de gladiator, vorbeam de persecuții, Saul a fost unul din cei mai mari persecutori. Nu neapărat, dar era un om care păzea hainele în momentul respectiv. O să ajungem la locul unde se află martirajul Sfântului Apostol Pavel și locul unde a făcut ultima zi de pușcărie pe pământ pentru a putea să intre evaluat pozitiv în Împărăția lui Dumnezeu. Este bine să le spunem oamenilor că, în esență, plămânii care respiră Roma sunt Petru și Pavel. Ca să nu fim acuzați de filocatolicism, de fiind n-ar fi cea mai rea dintre acuze. Trebuie să le spunem oamenilor că ceea ce se construiește în toată construcția aceasta importantă ține de viața în Hristos, de viața istoriei și a bisericii. Noi toate drumurile astea le-am făcut cu avionul, le-am făcut cu mașina. Sfinții Petru și Pavel le-au făcut per pedes. Mai luau câte o corabie, o căruță. Alte timpuri, altă credință în Dumnezeu până la urmă. Gândește-te cât de tare a coborât credința noastră că ne plângem că stăm în avion. Adică sunt lucruri care presupun riscurile călătoriei, oricum sunt riscurile călătoriei. Și întotdeauna când pleci către un hagealâc, să-i spunem așa, riști să treci prin foarte multe lucruri. Sigur că nu e pericolul public atât de mare, dar uite-te de jur împrejurul nostru, mai ales după mici mișcări tot de fundamentalism religios. Oameni stau cu arme, sunt sute de polițiști, de carabinieri, cel puțin aici. Eu încă am întrebarea ce s-ar întâmpla dacă acești militari ar deschide focul, pentru că ei sunt toți înarmați cu arme. Nu cred că se pune problema. Dacă tot credem că suntem în fața mormântului Sfântului Petru, cred că mai are și el un cuvânt de spus în situația asta. Și îndemn pe oameni să creadă că atunci când merg cu inimă curată într-un pelerinaj, Sfântul căruia să duc întotdeauna le poartă de grijă și... E bine să înțelegem că pelerinajul nu face parte din materialul știrilor de la ora 5, ca să dăm un nume generic, ci în esență se pregătește foarte mult, e un spațiu de rugăciune, un mod de a pune în valoare cunoștințele tale religioase, credința ta în Dumnezeu. În fond și la urma urmei, un pelerinaj reactivează sute de puncte sufletești pe care le credeai astupate și le credeai pierdute pentru totdeauna. Dacă ar fi să descriem Roma prin câteva obiective religioase, care sunt cele mai importante? Roma în sine este ca atare. Bine, acum nu vorbim despre cartierele mărginase sau localitățile de jur împrejurul Romei, așa numitele tore, care turnurile, nu? Care constituie de jur împrejurul Romei niște spații de locuit și unde avem foarte, 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 foarte mulți români pe care îi vom și vedea în zilele ce urmează. Dar e important să înțeleagă ascultătorii, telespectatorii noștri, cei care, vor mai urmări emisiunile, că noi aici venim ca acasă, până la urmă suntem într-un spațiu în care suntem asigurați de prietenia alor noștri și că orice deplasare aici înseamnă inclusiv o participare la dumnezeiască liturghie, oricând posibilă la Roma, oricând întâlnirea cu un preot ortodox român care te poate ajuta și sprijini, nu e chiar la voia întâmplării nimic. Dar totuși, cred că cele mai importante obiective, dincolo de Sfântul Petru, care cu siguranță este obiectivul central, ar trebui să le amintim de Sfântul Pavel, locul în care se găsește mormântul, locul în care a fost închis Sfântul Pavel, catacombele. Putem vorbi de San Giovanni Laterano, Biserica Sfintei Scări. Vom vedea ce vom reuși să parcurgem zilele acestea. Sigur, nu ne luăm angajamentul timpul că vom epuiza Roma, ci ne vom epuiza pe noi în încercarea de a le oferi o minimă agendă de urmărit în ceea ce au de făcut. Mai este ceva, se vor întâlni cu grupuri din mii de țări. Parcurgerea Romei înseamnă de fapt întâlnirea cu cel puțin 11-12 limbi străine, cu mentalități diferite, cu oameni care știu să stea și să tacă. Pe mine asta mă impresionează foarte mult, că sunt zone în care rugăciunea real se simte. Că e rugăciune catolică, în primul rând, asta este altă problemă și îi las pe bloggerii noștri de serviciu să ne comenteze.
și să spunem încă o dată telespectatorilor noștri că acest exercițiu nu este un exercițiu de filocatolicizare sau că într-un fel sau altul ne apropiem de teologia catolică, dar nu ai ce face în Roma decât să privești spre modul în care o biserică și-a luat foarte în serios rezistența culturală și cultuală dinaintea unei lumi total atipice din punct de vedere cultural. Să nu uităm că această catedrală se ridică pe o biserică construită de Constantin cel Mare. Să nu uităm în nicio clipă că suntem că rădăcinile comune ale celor două confesiuni, ortodoxă și catolică, trebuie să ne facă să fim atenți, inclusiv la modul în care ne citim unii altora cuvintele, gesturile, faptele. Eu nu pot să fac abstracție, de exemplu, ca român niciodată de faptul că Vladimir Ghica a fost beatificat sau a propus pentru beatificare. Nu pot să uit la acela de jertfa episcopilor greco-catolici împotriva comunismului. Ca să fiu un ortodox mai bun. Da, am spus de foarte multe rânduri, eu rămân un ortodox tocmai pentru a privi un loc mai bun catolicismul. Deci rămâne la atitudinea personală, modul în care te așezi în raport cu Evanghelia, dar cred și o să înțelegem zilele acestea odată în plus că există puncte comune definitorii în istoria noastră și pe acelea le vom căuta împreună. Noi ne plângeam că nu reușim să acoperim obiectivele din Roma. Cred că telespectatorii ar trebui să înțeleagă această catedrală din spatele nostru a fost construită numai puțin de 120 de ani, în timpul a 20 de papi. Iar în spatele ei se află un magnific cartier de muzee, o alcătuire de muzee fără seamăn în lume, nici nu știu dacă mai e undeva atât de multă bogăție adunată la oaltă. Și când mă refer acum la bogăție, nu mă refer la bogăție materială, neapărat doar materială, ci sute de mesaje estetice, mii de poziționări ale frumuseții lui Dumnezeu într-o estetică a omului. E foarte important să revenim și probabil că vom înțelege în timp că nu Capela Sixtină e cel mai important loc din Muzeul Vatican. Acolo eu am abținerile mele pe care le mai împărtășesc și cu alte persoane. Sigur că e o muncă colosală, copleșitoare, dar nu reprezintă, din punctul de vedere al teologiei, o iconologie, știu eu, ridicată la transparență. Ceea ce este important este modul în care oamenii se raportează la toate lucrurile acestea și sunt câteva lucruri în Muzeul din Vatican, câteva lucruri în toate muzeele acestea pe care, în aer liber, pe care le vom parcurge, pentru că Roma este un muzeu în aer liber, de la care va trebui să învățăm enorm de mult să apreciem modul în care Dumnezeu ne iubește. Eu zic că acum să lăsăm cuvintele, să ne apucăm de călătoria noastră, de aventura noastră romană. Pentru că timpul și așa este limitat pentru noi, este scurt. Vom încerca să cuprindem cât mai mult, vom încerca să oferim telespectatorilor tot ce se poate uman, tot ce se poate într-un timp atât de scurt. Și să o spunem că până și toamna este foarte cald și soarele bate, deci ne pregătim de mers mai departe. Cred că cel mai bun moment pentru acest pelerinaj este toamna, de făcut. Și vă promitem că nu o să vă facem de rușine, măcar în ce privește pălăria în mijlocul Romei. E simbolul pelerinajelor noastre, așa că înainte să mergem. O enclavă a Romei este și statul Vatican, un teritoriu suveran al Sfântului Scaun. Acesta este cel mai mic stat din lume. Întreaga zonă se întinde pe o suprafață de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, iar conducerea o deține episcopul Romei, care este papa, șeful Bisericii Catolice. Numele locului, Colina Vatican, este antic, predatând creștinismul. Se presupune că această parte a Romei a fost considerată întotdeauna un loc sacru sau cel puțin indisponibil pentru locuit, chiar înaintea sosirii creștinismului. În 326, prima biserică, Basilica lui Constantin cel Mare, a fost construită peste mormântul Sfântului Petru, care a fost înmormântat într-un cimitir obișnuit în acel loc. Cu timpul, în jurul acestui loc, avea să se dezvolte cetatea Vaticanului. Aici se află și rezidența papilor, numită Palatul Apostolic, cu Capela Sixtină și muzeele Vaticanului, dar și cu multe alte clădiri. Granițele sale au fost consfințite prin Tratatul de la Lateran din 1929 și, în general, urmăresc zidurile ce înconjoară cetatea. Pentru unele părți ale frontierei, unde nu exista zid, linia de demarcație este dată de clădirile ce formează orientativ frontiera. Teritoriul include și Piața Sfântului Petru,
realizată de Bernini. Deși nu au fost incluse din punct de vedere tehnic în teritoriul Vaticanului, de către Tratatul de la Lateran, unele proprietăți ale Sfântului Scaun au un statut asemănător celui al ambasadelor. Acestea includ rezidența papală de vară de la Castelul Gandolfo, Bazilica Laterană, Bazilicile Santa Maria Maggiore și Sfântul Paul în afara zidurilor. Vaticanul folosește euro ca monedă de la 1 ianuarie 2002 și deține propria bancă, Banca Vatican. Limba oficială este limba latină, lingua franca a Imperiului Roman, care a rămas în uzul Bisericii Catolice. Securitatea papei este asigurată de către Garda Elvețiană Pontificală, un corp militar aflat în serviciul papei din 1506. Întreg teritoriul statului Vatican a fost înscris în anul 1984 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Sfântul Scaun este observator permanent la Națiunile Unite, în iulie 2004 primind toate drepturile unui statut de membru cu excepția votului. Piața Sfântul Petru din Roma a fost realizată de arhitectul Gian Lorenzo Bernini între 1656-1667, la comanda papei Alexandru al VII-lea, în fața Basilicii Sfântul Petru. Colonadele lui Bernini constituie frontiera de stat dintre Vatican și Italia. De sus, cele 284 de coloane ale lui Bernini par că îmbrățișează în mod simbolic miile de pelerini și vizitatori veniți din toate colțurile lumii la Vatican. În centrul pieței se află un obelisc egiptean, unul dintre cele 13 obeliscuri antice din Roma, cu o înălțime de aproximativ 40 de metri. Obeliscul provine din Egipt și a fost adus la Roma în anul 37 de către împăratul Caligula și poziționat în circul lui Nero. În anul 1586, obeliscul a fost mutat de arhitectul Domenico Fontana la cererea papei Sixt al V-lea și adus în piața Sfântului Petru, unde se află și astăzi. Obeliscul este încadrat de două mari fântâni, una pe latura de nord și cealaltă pe latura de sud a pieței. În fiecare săptămână, papa se adresează pelerinilor de două ori, miercurea în audiență generală, pe care o susține în piața Sfântul Petru, și duminica de la fereastra palatului său apostolic pentru rugăciunea Angelus. Printre pelerini ne-am aflat și noi. Vizita noastră în piața Sfântul Petru coincide și cu predica Sfântului Părinte a Papei. Se zicem audiența generală a Papei, pentru că e prima zi de sărbătoare după Sfânta Marie de Toamnă, Sfânta Marie Mică. Și după cum vedem, mii de oameni sunt la audiența generală. Papa a făcut deja un tur cu Papa Mobilul, s-a vorbit în foarte multe limbi. Discursul este acum tradus. Da. A vorbit despre opoziția centrelor de iubire la centrele de putere și a unei rețele de une rete caloroză, a zis el, o rețea călduroasă de iubire între oameni care poate face ca lumea să reziste mai evident, departe. Evident, e cu trimitere către criza refugiaților în momentul de față. Dar ne uităm că toți suntem acum refugiați la Vatican, nu? Într-un fel sau altul, când lumea se sperie, gândește-te că Vaticanul are în jur de 1000 de cetățeni și noi suntem câteva sute de mii care dăm buluc peste Vatican. Poate că e un exercițiu care ar trebui pus înaintea multora dintre politicieni, că atunci când primești cu căldură oamenii și știi ce ai de făcut din punct de vedere al administrației și al protecției celui care conduce un stat, poți să te descurci oricât ai fi de mic. Trebuie să spunem că avem condiții de securitate dintre cele mai drastice. Sunt camere de luat vederi, sunt aparate, filtre prin care trebuie să trecem cu echipamentul. Ceea ce nu oprește pe nimeni să intre. Până acum, exact, în câteva rânduri, de fiecare dată când am intrat, nu s-a întâmplat să oprească cineva pe cineva. Iar ceea ce este foarte important, oamenii de aici vin cu o căldură. Vorba trebuie să fie foarte cinstită pe un vechi hipodrom al Romei. Hipodromul transformat astăzi în piața Sfântului Petru, hipodromul pe care Sfântul Petru a mărturisit credința până în sfârșit fiind ucis, hipodromul lângă care s-a construit inițial mormântul Sfântului Petru, anulând într-un fel sau altul povestea de la San Sebastiano și cel de la din alte catacombe, conform cărora e posibil că acolo să fi fost îngropați prima dată Petru și Pavel.
Probabil pentru o scurtă perioadă de timp moaștele lor s-au ascuns acolo și au fost readuse aici. Este locul în care Constantin cel Mare hotărăște să construiască un chiostru, prima dată era construit deasupra mormântului, iar apoi o biserică, o bazilică, peste care ulterior avea să se construiască această catedrală a Sfântului Petru. Râdeam cu cei de aici care a avut foarte mult timp la dispoziție să fie construită, într-atât încât l-a enervat pe Luther, care nu comenta împotriva indulgențelor care se plăteau pentru construirea catedralei Sfântului Petru. Oare să fie o coincidență faptul că această catedrală se construiește exact în perioada în care Constantinopolul cade, Sfânta Sofia deja devine moschee și pe undeva istoria asta de 500 de ani coincide cu cei 500 de ani în care Sfânta Sofia devine moschee? Eu cred că întotdeauna credința, când e pusă la colț, renaște. Cei care cred cu adevărat în Dumnezeu, nu, se reformatează, se rehotărește un destin al bisericii. Când ești în mâna lui Dumnezeu, întotdeauna fixează un singur punct de slujire. Părintelui Sofronie este caracteristic, când trebuia să plece din Franța spre Anglia și l-a întrebat ce vrea, a spus un punct să slujesc liturghia. Nu e nevoie neapărat de astfel de construcții, dar ele reprezintă voința unui popor, voința unei biserici. De aceea, poate că un pic cei care critică construcția Catedralei Mântuirii Neamului la București ar trebui să dea un pic din când în când pe aici și să vadă că e un simbol al unei demnități. O să ne ceară să fim umili, da, umili în tot ceea ce privește mărturisirea noastră de credință și viața noastră personală, dar în niciun caz din punct de vedere al comparației artistice între construcții. Dacă vorbim de simboluri, am vorbit și de catedrală, iată până la urmă ce înseamnă să ai o asemenea locație, pentru că vin pur și simplu oameni din toată lumea, sunt, spuneam, de câteva mii, zeci de mii de persoane în momentul de față. La noi, la Catedrala Patriarhală, nu cap decât câteva sute. Nu cred că e finalitatea unei construcții de catedrală este doar aceasta de a atrage oamenii. Până la urmă, dar înseamnă că trebuie să-i adune. Este un simbol că un popor are putere și că vrea să meargă mai departe cu fruntea sus. Tot ce vedem aici dă foarte multă mândrie națională a italienilor. Am nu putem spune că cetățenilor Vaticanului, dar oferă foarte multă perspectivă națională oamenilor de aici. Am trecut și vom trece zilele acestea prin Roma, prin diferite puncte ale Romei. Toate reprezintă la un moment dat voința unor împărați. Vom trece prin Forul Roman, vom vedea nu Palatinul la un moment dat, probabil că vom vedea alte puncte în care nu columna lui Traian, toate sunt semne ale biruinței umane. Aici avem de-a face cu un magnet uriaș al prezenței lui Dumnezeu în lume. Și dacă nu ne convine ca ortodoxi că rămâne unul dintre marile centre ale creștinismului lumii, trebuie să recunoaștem că energiile umane din jurul lui, rețeaua de căldură omenească din jurul Vaticanului naște încă sfinți și asta e foarte important. Da, poate că ar trebui la un moment dat să învățăm, să ne debarasăm de genul ăsta de, eu știu, de abordare triumfalistă sau să discutăm lucrurile dintr-o perspectivă a contrelor, de ce el, de ce noi, adevărul la ei, pentru că până la urmă mesajul evanghelic este unul singur, este iubire. Îți dă mâna să spui asta câtă vreme ești Mirian, dar eu ca preot trebuie să spun că mărturisirea de credință de aici nu coincide întotdeauna cu mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe și nici neapărat cu teologia ortodoxă. Ceea ce știu în mod sigur, în schimb, este marea evoluție a teologiei catolice spre ortodoxizarea ei și o spun cu toată responsabilitatea. Eu sunt înamorat de literatura catehetică și omiletică pe domeniu pe care catolicii o pun la dispoziție în ultimii 20 de ani și este vizibil că oamenii nu doar că vor să schimbe ceva, vor să schimbe ceva în bine și, în primul rând, să comunice celorlalte biserici și alte confesiuni că Dumnezeul cărora slujesc este un Dumnezeu extrem de atent și extrem de autentic în ceea ce are de dăruit poporului. Există riscul ca, nedepășind aceste, să le numim obstacole, deși un termen pe care poate că nu ar trebui să-l folosim acum. E de hipodrom, da, dar nu e de teologie. Dar există riscul ca lecția cruciadelor să se repete, pentru că suntem într-un context care ar putea să ne ducă din nou cu gândul la acea perioadă. Cred că istoria e un pic depășită din acest punct de vedere. Cruciadele de azi sunt mult mai igienice, sunt pe Facebook, pe internet, sunt asumate, sunt multe dintre ele sunt asumate. Dacă stai de vorbă cu ortodoxii rigoriști ai noștri și cu catolicii rigoriști, îi seamănă foarte mult. Fundamentaliștii se aseamănă. Se bucură între ei doar cei care caută nuanțele și caută să se împace în jurul unor idealuri. Eu nu le spun alor noștri să înceapă neapărat vizita în Roma de aici, pentru că este până la urmă apogeul vieții Sfântului Petru, ci să înceapă din catacombe, să înceapă din locurile care unesc într-un fel sau altul biserica primară cu biserica actuală.
nu strică niciodată o lecție de istorie, chiar dacă ea este acordată de la catedra zisă a Sfântului Petru, deși acest papă, ca și ceilalți doi predecesori, la un moment dat se răudau a fi doar episcopii Romei cu smerenie și atât, lucru extrem de important și o mișcare de imagine uluitoare după sute de ani de mândrie papală, astfel de deschideri care pe mine cel puțin mă uimesc. Probabil că suntem ultimele persoane care, sau pe care cineva ar putea să le acuze de așa ceva, mai ales că seria de emisiuni anterioare a avut ca obiect Sfânta Sofia, deci centrul al lumii bizantine. Iată, acum venim în apus. Eu cred că Bizanțul se continuă prin români în continuare. Merg pe mâna lui Nicola Iorga și cred că în sine Biserica Ortodoxă Română reprezintă o continuare decentă a Bizanțului în foarte multe aspecte. Eu nădăjduiesc că lumea va înțelege că aceste istorii, dacă nu sunt cunoscute, sunt repetabile cu crime cu tot. Da, se vede în Atos și nu numai acolo. Se vede în tot ceea ce înseamnă energie pastorală pe care biserica o pune la dispoziția oamenilor, calitatea aceasta excepțională a relației între cultură și cult și multe, multe alte aspecte. Sigur că am putea scrie tomuri. Cred că echivalentul de gust al acestor construcții de tipul Catedralei Sfântului Petru rămân lecțiile de artă brâncovenească, în care decența aceea și smerenia imaginii se alătură unei aristocrație a gustului. Eu cred că ortodoxia este aristocrată în gust. Nu-i suficient să fim magnifici, nu-i suficient să fim străluminați, ci trebuie din când în când să arătăm aristocrația bunului gust, fără de care cred că Dumnezeu nu poate fi vestit. Eu tot râd când spun că făt frumos e ceva din fătul frumosului, e ceva din născut din Duhul frumosului și este Hristos. Unde nu este Hristos, nicio clădire nu poate ajuta mântuirii. Dar dacă tot vorbim de estetic, dacă tot vorbim de frumos, nu putem să nu amintim de arhitectura acestei piețe, în care coloanele parcă îmbrățișează practic pelerinii. Cred că asta este și sensul pe care l-a urmărit Alexandru al VII-lea, Pontifex Maximus, cum îi place să se semneze, prin aceea că a încercat să ofere un arc de a avut un arhitect inteligent de protecție pentru călătorii care veneau. Nu-i dacă acum ne stăm în hoteluri, dar pe vremea în care se venea la Roma era foarte greu de găsit câte un han, iar locurile reprezentau inclusiv zasel de zone de protecție. Nu în ultimul rând să spunem că până toată piața aceasta are în mijlocul ei o colonadă care reprezintă până la urmă autoritatea papală asupra Vaticanului, crucea care bate tot, cum s-ar zice. Și nu pot să uit imaginele din cel de-al doilea război mondial, până la urmă în spatele colonadelor era granița până la care Wehrmacht-ul putea să intre și să facă ce vroia, dar de aici încoace, în urma unui concordat, Vaticanul reușea să aplaneze un pic imaginea aceasta a unui imperiu german care se apropie să decimeze lumea. Am trecut azi de dimineață venind înspre Piața Mare, pe lângă intrarea oficială în Vatican, acolo unde foarte mulți dintre evreii epocii aceea din Roma și-au găsit salvarea. Actele spun că peste 1500-2000 de oameni au fost salvați de către Vatican. Uite, la o populație care atunci avea 500 de oameni. Adică totuși, dincolo de mecanismul de stat al Vaticanului, vedem și lecțiile de istorie pe care le oferă, dungile albe pe care le trasează în istorie și trebuie să ținem cont de ele din acest punct de vedere. Poate că noi am tot discutat pe acest subiect legat de mass media, legat de ce înseamnă mesajele transmise pe aceste canale mediatice. Poate că lumea ar trebui să se îndrepte mai mult spre, eu știu, manualele de istorie și mai puțin. Uite, mai bine să calce, nu, mai bine să calce locurile, sau, exact, să calce locurile. De exemplu, este foarte greu să explici unui om că sub această catedrală uriașă se află o biserică constantinopolitană extrem de mică, o bazilică romanică aproape, foarte mică, care n-ai cum să o descrii sau cum să o fotografiezi și să le aduci pe ecran, pentru că trebuie să vii și să vezi exact cum se va întâmpla în cazul catacombelor, cum se va întâmpla în cazul celorlalte biserici din Roma. Oamenii trebuie să vină să le vadă un pic pentru a-și reactualiza statusul istoric al culturii. Spiritual. Și spiritual al culturii. Eu zic, uite, dacă pentru ortodox, poate că spiritual n-am avea ce culege neapărat de aici, decât o închinare la Sfântul Petru, ceea ce nu-i puțin. Dar din punct de vedere istoric, noi trebuie să înțelegem lucrurile. Europa aceasta, refondată și refondată, reconstruită în permanență, trebuie să o reactualizăm inclusiv în cultura noastră istorică. Dacă avem analiști care își permit să-și dea cu părerea despre tot felul de desacralizări ale istoriei și demitizări ale istoriei României,
E cazul să învățăm să le cucerim, să le câștigăm istoria autentică. Aici afli mare parte din lucrurile acestea. Dacă tot vorbim de Constantin cel Mare, să nu uităm că această basilică este construită pe locul în care Constantin cel Mare construise prima biserică. Am spus-o de câteva ori, despre asta vorbeam, despre asta vorbeam și despre asta vom vorbi și când vom merge la forumul roman și vom vedea Coloseum, pe care toată lumea îl privește ca pe un loc al martirajului, deși el a apărut relativ mai târziu în istorie. Dar e important să le spunem oamenilor că aceste locuri romane au în ele o succesiune de geneză duhovnicească. Până la urmă, locurile acestea reprezintă nu numai o presiune asupra Ardealului, cum ne place să gândim catolicismul, nu înseamnă doar trimiterea tunurilor lui Bukov, deși nu le-a trimis Vaticanul cât Viena, ci înseamnă și locul în care parte dintre românii noștri și-au câștigat cultura, și-au câștigat într-un fel sau altul chiar sfințenia, dacă ne gândim la Inocențiu Micu Klein. Ne place, nu ne place să spunem, el este parte integrantă a martirajului românesc pentru demnitate și pentru adevăr. Cred că pentru noi este foarte important că o televiziune, până la urmă, Ortodoxiei vestește de la Roma și că poate efortul acesta trebuia să-l facă confrații noștri pentru a ne lămuri mult mai bine și cu specialiști mult mai buni. Dar de vreme ce ne aflăm aici, trebuie să spunem că nu, astăzi nu venim să căutăm izvorul tuturor relelor, nu? Ci venim să vedem inclusiv o artă eclezială absolut împlinită în astfel de desene ale istoriei. Încercăm să căutăm lucrurile care ne unesc, pentru că telespectatorii, de fapt, cred că asta așteaptă. Oamenii sunt sătui de conflicte, sunt sătui de analize din diferite perspective. Cred că una autentică, sau mă rog, aproape de autenticitate, este ceea ce încercăm să le arătăm cu trimitere către primele secole creștine, pentru că neasumate nu vom înțelege nici prezentul și nu o să știm nici încotro ne vom îndrepta. Și cred că mai e o lecție pe care reușești să o dai prin emisiune. Trecând podul de la Sofia, de la Sfânta Sofia la Sfântul Petru, trebuie să spunem că tot Duhul acesta trebuie dedicat lui Dumnezeu. El, când este dedicat oamenilor, se pierde. Câtă vreme rămâne legat de Hristos, rămâne legat de Hristos. În spate sunt oameni care, sigur că discutam azi de dimineață, reamintindu-ne de manualele copiilor italieni de religie și de toată cultura din jur. Poate catolicismul îi apropie pe oameni mai mult de papă decât de Hristos. Putem să fim atât de răutăcioși, dar câtă vreme modul de a-i strânge pe oameni se face în jurul unor valori care țin de Hristos, cred că e bine să muncim un pic mai mult noi înșine. Da, am observat lucrul acesta pentru că în Roma, până și în garaje, este imaginea papei. Pe pixul nu este așa imaginea papei. De azi dimineață. Este un pic de exagerare din punctul meu de în garaj nu, dar pe pixuri da. Nu, era în garajul în care am lăsat mașina. Știu, tocmai de aceea. Dar imaginea aceasta unei prezențe permanente nu e nouă. Ea s-a revigorat prin Papa Ioan Paul al II-lea, care cu adevărat, prin smerenie lui absolută, ia cucerit pe romani. Nu uita că dincolo de zidurile acestea e cea mai mândră cetate a omenirii și că dincolo de cele 7 coline, aici sunt sute de mii de coline de înălțime și de orgoliu, care foarte multă vreme au socotit că sunt singurele dispuse să dea istorie lumii. În fond și la urma urmei, creștinii aici nu înlocuiesc niște zei cu Dumnezeu, ci fac pe Dumnezeu să se vădească puternic și viu între zeii nemuritoare ai Romei. Toată înțelepciunea populară românească, omul sfințește locul. Fără îndoială, dar asta înseamnă că trebuie să fie și sfințit de Dumnezeu.